Bravo, 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 bravo! Bravo, băi, fetiță, cum ai luptat! Felicitări! Pentru tatăl meu! Nu-i nimic! Asta mă bagă pe mine în pământ! Chestia asta, ce se face, ce se întâmplă în echipă, pe mine mă bagă în pământ și nu mai pot să fac! Adriana! Calm! Bravo! Bă, nu e! Calm! Te rog! Respira! A mers foarte bine! Foarte bine! Puțin te-ai grăbit la început, dar după, băi, le-ai dat bum! Bum! Deci a fost o chestie asta, de secundă! Mă deranjează echipa asta! Și m-am săturat, gata! Haide, nu cedăm! Până la ultimul punct, nu cedăm! Până la ultimul deloc, punct, nu cedăm! Deloc! Hai! Nu uitați, nu uitați cu flașca, să fie flașca, da? Da, să da, fie da, flashca, da, 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 da! Nu, chestia asta chiar mă bagă pe mine în pământ. Când văd, ce? La chestia s-a dus nu, nu, nu. Când ce? Văd, când văd că... Adriana, hai să zic ce? Să vorbim după, nu aici. Hai că vorbim după. Vorbim mai avem de jucat. În regulă, în regulă. Să știi că zi, adică nu mai e susținerea aia de la început. Da, mă, dar asta nu e în regulă. La Cristi s-a dus cineva. Tare, Mihai! Se susține pe grupuri aici. Ce grupuri? Care se grupuri? Încurajări frenetice de pe margine! Mihai este doar la un punct distanță de victoria echipei sale într-un joc de imunitate. De cealaltă parte, Andy are nevoie de punctul ăsta ca să-și pună din nou echipa în joc. 3, 2, 1! Andy a doua oară pe traseu, a pierdut prima oară. S-a împiedicat acolo. Mihai a treia oară pe traseu, are însă o singură victorie până acum. Care dintre ei va aduce punctul echipei lui? Se închide meciul aici și câștigă faimoșii imunitatea sau recuperează albaștrii și își revin. Care dintre cei doi va termina puzzle-ul? Avans acum pentru Mihai, a uitat Andy o piesă. Două piese fixate de Mihai, una acum și de Andy. A fixat-o Andy fix pe cea care i-a făcut probleme data trecută. 4-5 piese pentru Mihai, 4 și pentru Andy. A terminat Mihai puzzle-ul. A intrat în piscină și se pregătește să arunce. Acum a terminat și Andy, va arunca Andy. Aruncă însă Mihai primul și reușește lovitura bună, avantaj pentru Mihai. De cealaltă parte, 2 sași pentru Mihai, 1 sac pentru Andy. 2 sași pentru Andy, egalitate din nou. Și minge pentru Mihai. Faimoșii câștigă un nou joc de imunitate! 10-5 pentru Faimoși! Adu niște apă!
Bravo, echipa! Bravo, echipa! Toți pentru unul și unul pentru toți! Hai! Toți pentru unul și unul pentru toți! Iubia! Gata, asta e, nu contează. Adică... Încă un capitol închis. Nu e ok, frate, că... Traseul mi-a plăcut foarte mult. Și mai bro, eu am zis că e deja pe stilul meu, pe rapiditate, pe viteză. Nu-mi dau seama ce n-am mers azi, dar... Traseul super mișto, super frumos. Finalul la fel simplu. Și toate astea... Nu luăm punctele care trebuie. Ne-am ieșit de mână, hai. A rupt toată, băi, știți cum îmi bate inima? Ghiță, tu ai luat 3 puncte, nu? Îmi bate inima! Ai luat 3 puncte, mă. Noi am fost bine. Nu mă interesează că am luat 3 puncte. Bine să fii relaxat și odihnit. Veteranii care tot îi dăm noi, patru, tot dăm. Exact. Au venit și... Bă, mă bucur. Mă bucur că am câștigat. Nu mă interesează. Foarte important. Câte puncte și așa. Un punct fiecare cât contează. Păi asta-i, fraților. Asta-i. Importantă. Echipa. Bravo, bă! Atitudine, atitudine, exact. Atitudine, pozitiv, cu zâmbetul pe buze, echipa mereu, zâmbetul pe buze, pozitiv. Asta se, prin asta se face diferența, bravo, cum bravo. Ne începem așa. Ziua și așa mai departe. Se pare că ei ne-au luat energia pe care o aveam noi. Exact. Asta se pare. Zâmbetul ăla. Exact. Codrea de scuciun. Și ce mai simt? Simt că când cineva are ceva de spus, nu le spune la momentul potrivit. Și le păstrează, le păstrează, le păstrează. Energia negativă se acumulează, se acumulează. Am zis că vorbim acasă, lasă. Da, nu mai. Vorbim acasă. Suntem cald acum, pe joc. Am mai făcut toată greșeala asta și exact. N-ai și bine. Nu mai, haideți. Da. Scorul de astăzi 10 la 5 pentru Faimoși. Așa că idolul imunității va merge astăzi la echipa roșie. Hai să discutăm însă, înainte de laude, despre ce s-a întâmplat azi pe traseu și lângă traseu pe banca de rezerve. Echipa albastră, războinici, Adriana, te-am văzut foarte nervoasă după ce ai pierdut un punct. În același timp, echipa ta a pierdut azi la un scor destul de mare. Ce s-a întâmplat? Sinceră să fiu, eu sunt foarte supărată pe mine astăzi pentru ceea ce am putut să fac pe traseu și să nu adun nici măcar un punct. Ce s-a întâmplat cu echipa, nu știu. Sper să vorbim când ajungem pe insulă și de mâine să fim alți oameni. Ce te-a deranjat? La tine, la echipă? Eu am fost, după primul punct pierdut, foarte demoralizată. Și n-am avut pe cineva în spate să-mi zică, hai, să-mi dai o palmă și să mă trezești. Asta am nevoie eu, asta sunt. Mai ales când pierd un punct sau... Și acasă, la meciuri, la fel. Mă susține echipa și mă trezește în timpul meciului și atunci dau cât mai tare. Și să înțeleg că azi nu te-ai simțit susținută de echipă. Da. Bine, mulțumesc. Andy, din păcate pentru tine, ai pierdut punctul decisiv, ai intrat de două ori pe traseu. Ce s-a întâmplat cu tine și cu echipa ta azi? Sunt unele momente pe care nu pot să le înțeleg. Eu, sincer, intru foarte determinat pe traseu, îmi las bucăți din mine pe traseu, ei colegii mei la fel fac, îi văd cum suferă, îi văd cum trag. Doar că, probabil, nu știu, nu ne-a ajuns încă cuțitul la os, ne-am săturat data bine, încă suntem puțin defocusați. Secunda aia de care avem nevoie să o câștigăm un meci ne lipsește. Și jos plăria pentru Faimoși, pentru că au reușit să se focuseze cu o secundă mai mult ca noi, dar bravo lor că reușesc să facă lucrul ăsta. Ce înseamnă nu v-a ajuns încă acel cuțit la os? Simt cumva că nu ne-am trezit. Noi încă îi luăm pe Faimoși, ca fiind Faimoși de la început, cu toate că nu mai sunt. Îi luăm un pic de sus, ne amintim de scorurile 10-3-10-5 când deja sunt istorie, nu ne putem hrăni din istorie, noi trebuie să trăim de un prezent și de azi și se pare că azi și de câteva săptămâni ei sunt mai buni ca noi și nu există niciun dubiu privința asta. Andrei, pe de-o parte Andy spune că îi priviți de sus pe Faimoși, Adriana a spus însă că nu vă susține suficient. Mă susține pe mine. Tu ce ai simțit?
Eu cred că susținerea este din partea echipei, ne susținem cât putem de mult. Într-adevăr, faimoșii au avansat și cred că ar trebui noi să fim mult mai determinați și să, exact cum zicea și Andy, să avem secunda aia în care să aducem punct. Eu cred că fiecare din colegii mei dau totul pe traseu. Acum mă bucur că ieri la Consiliu am pierdut un om, dar am câștigat o echipă mai puternică, cred eu. În momentul ăsta suntem băieții care am vrut să fim și nu mai avem nicio scuză în fața celor din echipa faimoșilor. Mă bucur în același timp că Ghiță s-a vindecat miraculos după 3 zile, i s-a lipit piciorul la loc pentru că noi credeam că este rupt. Dar cu toate astea, bravo pe traseu, chiar e cot la cot cu noi, asta înseamnă că și-a revenit piciorul incredibil de repede. În rest, nu știu, rămâne să mai discutăm acasă, rămâne să ne mobilizăm mai mult, să înțelegem jocul, poate să schimbăm unele lucruri la strategie și să fim din nou la fel cum am fost și până acum. Până la jocul următor ne întâlnim în această seară în Consiliu, unde voi trebuie să nominalizați un om. Mulțumesc! De partea cealaltă, iată o nouă victorie într-un joc pentru imunitate. Mihai, punctul decisiv azi, 10-5, analiza meciului din punct de vedere sportiv. În primul rând vreau să salut revenirea celor doi colegi ai mei, Ghiță și Grațiela, care au venit cu un plus pentru echipa noastră și o dovedește scorul. Mă bucur că au intrat în același ritm cu noi, în același spirit și am reușit încă o imunitate. Și mai mult decât de imunitate aceasta, mă bucur de revenirea lor și mă bucur că sunt bine, mă bucur că pot să ne ajute în continuare. Dar săptămâna aceasta mai avem un pas de făcut pentru a fi siguri că încă un războinic merge acasă. Rămânem echilibrați, modești și abia așteptăm jocul următor. Mulțumesc! Ghiță, așa cum a spus și Andrei, ai avut o revenire spectaculoasă. 3 victorii, 3 puncte. Cum a fost azi pe traseu? Cum de a ieși neînvins? Probabil că am ieșit neînvins datorită colegilor mei, care m-au motivat. Faptul că suntem din ce în ce mai uniți și ajungem să ne cunoaștem fiecare calitățile și defectele, cred că ne ajută foarte mult. Faptul că am adus 3 puncte mă bucură, pentru că ne aduce nouă victoria. 3 puncte în plus contează. Și diseară la Consiliu? Diseară la Consiliu o să vedem un nou film de nominalizarea războinicilor. Ca să intri la film însă ai nevoie de un bilet. Iată-l. Azi, biletul ăsta e al tău. Grațiela. Idolul imunității merge la echipa faimoșilor. Mâine ar putea merge la cea a războinicilor. Depinde însă doar de voi. Mai avem ceva? Provizii, Grațiela. Că asta așteptai. Făină, paste și bulion. Să vină proviziile. Adevărat. Pot să zic ceva? Cam puțin, cam puțin, vă înțeapă inima. Mai multe, mai multe data viitoare. Vedeți că mâine este un nou joc pentru ambele părți. Voi, dacă veți câștiga, veți îndeplini și pofta Grațielei să-i dați mult mai multe provizii. Iar voi, evident, veți echilibra situația. Până una alta, vă doresc o dignă pentru următoarele ore, pentru că ne vedem cu toții mai târziu în Consiliu. Toate bune! Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.